S-a strigat și s-a cerut demisia la meciul cu Muntenegru, dar nicio schimbare. Edi Iordănescu rămâne selecționerul României, iar Burleanu șef la federație. Iordănescu a împlinit azi 44 de ani. Într-o întâlnire de câteva ore, șeful FRF Burleanu l-a convins pe Edi Iordănescu să continue pe banca României. Am venit cu bucurie, am venit cu energie și am venit cu mândria să reprezint România și România. Nu acceptăm mediocritatea pe teren. Suntem departe de ceea ce ne dorim, recunoaște Burleanu, care crede că e cel mai greu moment din ultimii 10 ani la națională. Prieten cu tatăl Angel, Gigi Becali cere lui Edi Iordănescu să lase România. El zice ce să fac? Vorbești bărbății și unde ești? Te bate Muntenegru 3-0, unde mă vorbăcea dacă nu pleci demisia? Și asume seama, pleacă, că ai distrus! În Giulești, fanii au strigat numele lui Hagi și l-au cerut la națională. S-a schimbat atâția selecționeri și, până la urmă, rezultatele sunt aceleași. Suntem foarte jos din punct de vedere fotbalistic.